Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și mă bucur enorm de mult să putem să fim pe această cale în dialog unii cu alții, pe o cale nouă, o cale pe care pandemia a intensificat-o mult mai mult. Și în seara aceasta doresc să mă adresez dumneavoastră, telespectatorilor noștri, și să vă spun că avem o temă interesantă, și anume, chiar dacă doctrina câteodată îi sperie pe unii dintre credincioși, în seara aceasta vom vorbi despre doctrină, doctrina creștină după Evanghelie, cu un invitat special, dar vom vorbi în așa fel încât toată lumea va înțelege care este învățătura doctrinară a Bisericii Creștine după Evanghelie. Spun din nou bun venit domnul Ieremia Rusu, rectorul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus. Bine ați venit din nou la noi în emisiune. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. A fost interesantă emisiunea de data trecută, am vorbit despre istoria bisericilor creștine după Evanghelie din România și din lume și s-a născut o întrebare la care n-am avut timp să răspundem în emisiunea trecută. De unde a apărut numele acesta creștin după Evanghelie? Creștini pe Evanghelie au vrut să se numească doar creștini, însă autoritățile le-au spus, nu se poate doar creștin, pentru că așa sunt creștini baptiști, creștini ortodoxi, creștini catolici, toți sunt creștini. Spuneți ceva. Și atunci frații s-au gândit ca să se numească creștini după Evanghelie. Nu avem date certe, dar așa din ceea ce am studiat eu, se pare că este o influență de la prima biserică a adunărilor frățești libere din Elveția. Ei se numeau Biserica după Cuvântul lui Dumnezeu. Deci Biserica după Cuvântul lui Dumnezeu. Și dumneavoastră ați... Cred că de acolo vine numele de creștini după Evanghelie. Și autoritățile au acceptat acest nume ca fiind unul distinctiv, astfel încât acest grup de credincioși să poată fi recunoscut mai întâi ca asociație religioasă și apoi ca și cult. Dacă înțeleg bine, forțarea asta de a da un nume bisericilor creștine după Evanghelie a venit mai mult în momentul oficializării bisericilor. Înainte, cum se numeau? În exterior, internațional, se numește Mișcarea Fraților. Ei se numeau frații. Și în România? Open Brethren, frații deschiși. În limba engleză. Înainte de... Frați și creștini. Atât. Frați și creștini. Doi termeni foarte importanți care avem în Sfânta Scriptură, frați și creștini. În seara aceasta vrem să vorbim despre învățătura Bisericii Creștine după Evanghelie și aș pleca de la documentul oficial care, cel puțin în România, constituie baza de discuții și anume mărturisirea de credință. Cum s-a format mărturisirea de credință a Bisericii Creștine după Evanghelie? Creștinii după Evanghelie au acceptat doctrinele fundamentale ale mișcării fraților aduse de misionarii elvețieni, englezi și germani, și acestea au fost formulate pentru autorități sub forma unui crez, unui statut, unei mărturisiri de credință, și în diferite etape au trebuit ca să explice crezurile de bază în ceea ce privește acest grup de biserici creștine după Evanghelie. Și astfel s-au format mai multe documente care există, le avem în arhivă. Crezurile elaborate în perioada 1924-1948 au fost finalizate odată cu decretul 177 pe 1948, când creștinii pe Evanghelie au fost recunoscuți ca și cult. Apoi, din 1990, s-a început procesul de schimbare a statutului,
a mărturisirii de credință. Fără opreliștile și fără acele limitări pe care le dăduse statul comunist în perioada dictatorului Ceaușescu. Și oamenii creștini au încercat ca să adapteze învățătura Bibliei în niște articole de crez. Și au fost, s-a lucrat succesiv, prima mărturisire de credință care a fost integrată ca un manual de teologie, să spunem, o esență a teologiei creștinilor pe Evanghelie, a fost în anul 2000. Iar 11 ani mai târziu, 10 ani s-a reluat și apoi în 2011, în 18 ianuarie 2011, s-a adoptat mărturisirea de credință actuală pe care o avem în prezent. Deci sunt niște revizuiri care s-au făcut, fără însă ca să existe variații foarte mari. Doar în perioada comunistă am fost obligați ca să schimbăm anumite lucruri, mai ales în ceea ce privește conducerea bisericii. Deci esența a fost păstrată de la Mișcarea Fraților. Mărturisirea de credință, primele dintre ele în România, sunt mai mult traduceri, cu anumite limitări în exprimarea textuală, având în vedere regimul care a fost, dar odată cu Revoluția și cu intrarea într-o altă perioadă istorică, dumneavoastră ați putut să vă exprimați liber acea mărturisire de credință. Și dacă tot vorbim de mărturisirea de credință, care sunt acele doctrine specifice Bisericii Creștine după Evanghelie care o face distinctă de alte confesiuni evanghelice? În câteva domenii ale teologiei, în câteva doctrine de bază, avem câteva lucruri specifice. În rest, în mod evident, creștinii pe Evanghelie nu au apărut într-un vid teologic, ci au clădit pe ceea ce exista și ceea ce se regăsește și la alte culte, mai ales la cele evanghelice. Dar în domeniul pneumatologiei, a doctrinei despre Duhul Sfânt, avem aceeași doctrină ca și celelalte culte evanghelice. Mai detaliat este la lucrarea Duhului Sfânt la mântuirea omului. Iar despre darurile Duhului Sfânt, iarăși și acesta este un domeniu în care creștinii după Evanghelie au un anumit punct de vedere. Ce au dezvoltat la pneumatologie? Lucrarea Duhului Sfânt la mântuirea omului a fost împărțită în 7 lucrări distincte pe care le face Duhului Dumnezeu pentru mântuirea omului. Și acestea se regăsesc în Sfânta Scriptură. Creștinii pe Evanghelie au studiat fiecare din expresiile acestea în contextul biblic, al Bibliei în ansamblu, în contextul Noului Testament, în contextul pasajului. Și în felul acesta au făcut distinție între aceste lucrări. Și anume, este convingerea Duhului Sfânt, care este convingere exercitată asupra tuturor oamenilor. În Ioan 16 spune acolo, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Un om care acceptă această convingere a Duhului Sfânt, care acceptă lucrarea aceasta, are parte de 5 lucrări care sunt instantanee, simultane și repetabile. Dacă convingerea Duhului este un proces și se exercită asupra oamenilor în general, cele 5 lucrări instantanee, simultane și repetabile, acestea se exercită doar asupra celor care se lasă convinși de Duhul Sfânt că sunt vinovați de neprihănire, de judecată și de păcat.
Și acestea sunt botezul cu Duhul Sfânt, care este diferit de prezența Duhului, care este diferit de nașterea din Duhul Sfânt, care este diferit de pecetluirea cu Duhul Sfânt, care este diferit de ungerea cu Duhul Sfânt și care este urmată de cea de-a șaptea lucrare, care are un început la nașterea din nou, cu acestea cinci lucrări instantanee, simultane și repetabile, și continuă după aceea în viața credinciosului. Această lucrare este umplerea cu Duhul Sfânt sau plinătatea Duhului. Deci convingere, cinci lucrări specifice, după care a șaptea este umplerea cu Duhul Sfânt. Da. Care sunt cele cinci lucrări instantanee, irepetabile? Deci reluăm cele cinci lucrări instantanee, simultane și irepetabile care au loc atunci când omul se întoarce la Dumnezeu, când e o convertire autentică. Acestea sunt botezul cu Duhul Sfânt, prezența Duhului, nașterea din Duhul, pecetluirea cu Duhul și ungerea cu Duhul Sfânt. Cinci. Deci acestea, toate aceste trei lucrări țin... Și adeseori am văzut la diferiți teologi că se suprapun. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Este umplerea cu Duhul Sfânt. Nu, umplerea cu Duhul Sfânt e repetabilă, are loc și mai târziu în viața credinciosului, ba chiar Efeseni 5:18, suntem îndemnați, fiți plini de Duh. O permanență, să fim plini de Duh permanent. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Este pecetluirea cu Duhul Sfânt. Nu, pecetluirea este o altă imagine, o altă lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu, în care își pune pecetea asupra credinciosului. Sau este ungerea cu Duhul Sfânt. Deci, ceea ce au făcut creștinii pe Evanghelie a fost ca să studieze fiecare din aceste expresii, din aceste imagini, din aceste metafore, să le studieze în contextul pasajului, cărții, Noului Testament, Bibliei. Această departajare între aceste cinci lucrări ale Duhului Sfânt nu s-a făcut pentru a marca diferite etape, înțeleg că ele sunt simultane, instantanee și nu se repetă, ci mai mult pentru a explica lucrarea Duhului Sfânt în momentul în care un om intră într-o relație cu Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Exact. Este o lucrare mare a lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, dar această lucrare ca degetele de la mână sunt cinci și totuși este aceeași mână, este aceeași lucrare, dar dacă Dumnezeu a dorit ca să ne transmită distinct anumite aspecte, înseamnă că lucrarea aceasta este atât de amplă, atât de bogată, atât de valoroasă, încât nu a putut fi descrisă doar printr-o singură imagine. Și au trebuit folosite mai multe. Cele șase aspecte ale lucrării Duhului Sfânt, de la botez până la umplere, cum a spus, au de-a face cu un credincios care a acceptat convingerea pe care a lucrat-o Duhul Sfânt. Prima lucrare se adresează tuturor, este una universală. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea, judecată. Deci nu spune pe credincioși lumea. Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima oamenilor. Nu toți primesc această lucrare, unii o resping. În sensul acesta, înțeleg că dumneavoastră în sensul mărturisirea de credință creștină după Evanghelie, nu acceptă ideea predestinării, a unei lucrări față de persoane speciale, ci lucrarea Duhului este în mod universal, iar după aceea discutăm celelalte aspecte. Un alt domeniu în care creștinii pe Evanghelie au o doctrină specifică este soteriologia, doctrina despre mântuire. Și aici, în dezbaterea istorică dintre calvinism și arminianism, creștinii pe Evanghelie s-au definit cumva cam unde se găsesc. Nu sunt nici calviniști, nici arminieni. Dar creștinii pe Evanghelie acceptă predestinarea. Uh-huh. Că e în Biblie. Acceptă și liberul arbitru.
sau voința liberă a omului, că este în Biblie. Deci acest lucru, bun, acum ne-am mutat pe soteriologie, asta înseamnă că lucrarea Duhului Sfânt față de toată lumea nu exclude, din perspectiva dumneavoastră, ideea de predestinare și ideea de responsabilitate umană adusă împreună cu predestinarea. Ce putem să spune sau cum înțelege Biserica Creștină după Evanghelie aceste aspecte în lumina soteriologiei și a doctrinei despre mântuire? Ce ne puteți spune despre asta? Creștinii după Evanghelie nu sunt nici calviniști, nici arminieni. Ar fi, să spunem, 3.5 puncte calviniști, așa, dar nu pot fi, pentru că nu pot fi de acord cu doctrina că Domnul Iisus Hristos a murit doar pentru cei aleși. Și nu sunt de acord nici cu perseverența sfinților, că odată mântuit, vei fi mântuit până la capăt. Ci noi credem faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toată lumea. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a spus Ioan Botezătorul arătându-l pe Domnul Iisus Hristos. Și de asemenea credem în siguranța mântuirii, nu în perseverența sfinților. E o diferență între acestea două. Deci, din perspectiva văzătorii creștini după Evanghelie, un om nu poate să-și piardă mântuirea. Aici este o diferență. Întrebarea aceasta, poate un creștin să-și piardă mântuirea? Este o întrebare greșită. Pentru că definește greșit mântuirea. Mântuirea este un pașaport de intrare în cer, pe care îl primești la început, când te încrezi în Dumnezeu, când te întorci la Dumnezeu și ai nașterea din nou. Nu, mântuirea e mai mult. Mântuirea este la timpul trecut, și anume justificarea, socotii drept, aspectul acesta juridic, Dumnezeu îmi atribuie mie drepturile Domnului Iisus Hristos de a intra la Tatăl sau neprihănirea Domnului Iisus Hristos prin credință, fără niciun merit din partea mea. Iar al doilea aspect la trecut este nașterea din nou. Acestea sunt lucrările lui Dumnezeu, dar mântuirea e mai mult decât atât. Și mântuirea înseamnă și procesul de sfințire. Sfințenia care are aspectul acesta trecut, în care sunt pozițional, sunt sfânt, apoi e procesul de sfințire în care ne găsim, prin care este eradicarea gradată a păcatului și apoi este sfințenia finală, care este aceeași cu glorificarea sufletului, în care intrăm în starea de sfințenie desăvârșită prin moarte sau prin revenirea Domnului Iisus Hristos. Deci ne găsim astăzi în procesul acesta de sfințire. Iar a treia etapă a mântuirii este glorificare. Deci justificare, naștere din nou, sfințire și glorificare. Deci în sensul acesta spuneți iar că... răspunsul biblic, iar întrebarea biblică la care căutăm răspunsul este aceasta. Cum să ducem mântuirea până la capăt? Uh-huh. Întrebarea dacă se pierde, nu se pierde mântuirea este negativă pentru că nu este pusă de Biblie, pentru că dacă încerc să răspunzi la aceasta printr-o definiție greșită dată mântuirii, o să găsești texte care parcă dau că se pierde mântuirea și alte texte care arată că nu s-ar pierde mântuirea. Și este negativă și din consecințele practice care sunt. Pentru că undeva subsidiar este această presupoziție. Cât de departe pot trăi de Hristos în așa fel încât totul să ajungă în cer? Nu. Cum duc mântuirea până la capăt? Filipenii spune lucrul acesta. Deci, având în vedere că mântuirea este o mult mai complexă decât un act și o
perioadă, spuneți dumneavoastră, nu trebuie simplificată exact. În interpretarea sânul nu sunt mântuit, îmi pierd sau nu îmi pierd mântuirea, ci mântuirea este o intrare pe această cale care continuă până în glorificare împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și tot prin puterea lui Dumnezeu și tot prin credință o ducem până la capăt. Și dacă ar fi să rezumăm cumva această discuție despre soteriologie pentru telespectatorii, doctrina despre mântuire, am înțeles, nu sunteți nici arminieni, nici calviniști, am explicat puțin faptul că mântuirea e mult mai complexă. Cum am concluziona această doctrină a mântuirii în viziunea specifică a Bisericii Creștine după Evanghelie? Deci în domeniul acesta suntem de acord cu predestinarea, faptul că Dumnezeu alege în mod suveran. Suntem de acord că omul are liber arbitru și decide. Harul lui Dumnezeu nu-l definim ca fiind harul irezistibil al lui Dumnezeu sau harul prealabil, cum este la arminieni, ci este vorba de harul lui Dumnezeu, care are nespus de multe fațete. După bogățiile harului său, e un har pe care Dumnezeu îl dă tuturor oamenilor, este un har pe care îl dă credincioșilor, iertare de păcate, înfiere, nașterea din Duhul. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. E un har viitor de care vom avea parte. Dacă intrăm în prezența lui Dumnezeu, nu va fi pe baza meritelor noastre, tot prin harul lui Dumnezeu. Deci, legat de har, îl lăsăm așa cum este în Biblie și căutăm să vedem nespus de multe fațete pe care le găsim în Biblie despre harul pe care l-a adus Domnul Iisus Hristos. Harul și adevărul au fost aduse de Domnul Iisus. Iar aici, iar la final, nu este perseverența sfinților, odată ales Dumnezeu te cheamă și te duce în cer cu siguranță, ci este siguranța mântuirii. Ne bazăm pe Domnul Iisus Hristos și mântuirea oferită de El, iar noi trebuie să o ducem la capăt prin puterea pe care El ne-o pune la dispoziție. Am văzut două aspecte doctrinare specifice, și anume Duhul Sfânt și modul în care înțelegeți lucrarea Duhului Sfânt față de cel necredincios și cel credincios. Am văzut despre mântuire, doctrina mântuirii. Care ar fi alte aspecte doctrinare care ar fi specifice Bisericii Creștine după Evanghelie? Ce este specific creștinilor după Evanghelie, așa vizibil și foarte ușor de recunoscut, este în domeniul eclesiologiei, a doctrinei despre biserică. Avem, cum au și celelalte culte evanghelice, doctrina despre preoția universală a credincioșilor, despre autonomia bisericii locale, dar ce mai avem este conducerea colectivă prin prezbiteri. Prezbiterii fiind păstori și episcopi, supraveghetori. Deci păstor, prezbiter, episcop definesc aceea slujbă cu aspecte diferite. Și este o conducere colectivă. Toți prezbiterii sunt păstori ai bisericii. Aceasta ar fi o doctrină, iar în ceea ce privește conducerea bisericii, eu am numit în teza de doctorat, care a fost publicată sub numele Cine sunt creștini pe Evanghelie, am numit sistemul acesta congregaționalism teocratic, în sensul că prezbiterii sunt aleși de Dumnezeu și recunoscuți de biserică. Deci nu biserica alege, nu avem mandate, nu sunt alegeri. Cineva este cooptat de în conducerea bisericii ca prezbiter, ca diacon, el este cooptat de prezbiteri. Prezbiterii pun prezbiteri.
și sunt validați de către biserică. Se aduce în fața adunării generale acolo și biserică. Acolo nu este o alegere între prezbiteri făcută de prezbiteri față de un alt prezbiter? Nu. Nu este o alegere, e o recunoaștere. Dacă cineva îndeplinește criteriile biblice, dacă face slujba, este în Timotei 3, spune clar lucrul acesta. Dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, dar episcopul trebuie să. Și începe calificativele. Deci cineva trebuie să dorească, trebuie să îndeplinească, pentru că este o muncă, este un efort și este o lucrare de mare răspundere și de mare risc. Nu atât de mare riscul vizibil astăzi, când este poate o poziție de cinste, de onoare, cât era în trecut, pe vremea când scrie Apostolul Pavel, primii. Și Domnul Iisus a spus, voi bate păstorul și turma va fi risipită. Primii care erau persecutați, primii care sunt atacați și astăzi, până la urmă, sunt prezbiterii, sunt păstorii bisericii. Și atunci Dumnezeu alege, sunt recunoscuți pe baza lucrării pe care o fac, pe baza calificativelor. De ceilalți prezbiteri? De ceilalți prezbiteri și apoi supuși bisericii. Și noi am practicat lucrul acesta împotriva unui prezbiter să ai cel puțin 2-3 martori. Adică dacă doi credincioși cu motive clare, adică nu că nu-mi este mie simpatic cineva, ci cu motive clare, dacă are ceva împotriva cuiva, acela nu va fi validat ca prezbiter. Procesul de validare, cum se face? De exemplu, la noi la biserică am ținut vreo 6 săptămâni studiu biblic duminică de duminică, 45-50 de minute, despre conducerea bisericii, despre prezbite, despre calificative. Și în toată perioada aceasta a fost lista la vizier. Noi suntem aceștia, judecați-ne după aceasta. Aveți la dispoziție 3 săptămâni. Dacă sunteți împotriva cuiva, atunci sunt 3 cazuri. 1. Se retrage din lucrare. 2. Se retrage până când rezolvă sau continuă, dar să aibă grijă și să remedieze lucrurile acestea. Și 3 săptămâni. Și aceasta, nu prin vot, scrie nume în clar, semnătură. Îți asum răspunderea. Adică tu știi niște lucruri despre caracter, despre conduita acelui prezbiter sau diacon. Și lucrul acesta trebuie remediat. Frumos, clar, în cadrul bisericii. Când am primit un nou prezbiter, am făcut același lucru. Și am zis, acesta este, noi lucrăm de un an și ceva cu fratele, s-a integrat bine și îl propunem pentru aceasta. Și vă rog să-l validați. Dacă aveți ceva împotrivă, scrie și așa. Surpriza noastră a fost că s-a scris. Dar s-a scris de bine. Ce ne bucurăm că noi nu ne gândisem la aspectul acesta că pozitiv, doar la cel negativ. Deci, ca să înțeleg, iertați-mă că există aici, validarea asta se face în mod public de adunarea bisericii, dar nu prin vot, pur și simplu printr-o... Pot să trimită. De exemplu, anul trecut am avut validarea unui prezbiter, a unui păstor al bisericii. Și au putut să trimită e-mail-uri, să trimită, puteau și așa, s-au înscris și au trimis. Au trimis foarte cu aprecieri, cu... Deci, nu mai știam cum să le sintetizăm la câte. Deci înțeleg că nu există o procedură de validare, singura procedură de invalidare, a fi o procedură de invalidare, care vine spre grupul prezbiterilor și pe baza acelor
contestări, slujitorii, prezbiterii bisericii vor analiza și se va acționa în consecință atât din partea celor chemat în această slujbă, cât și din partea celorlalți prezbiteri, dacă am înțeles bine. Se verifică temeinicia, se stabilește o zi în care se deschid cutia, în care se pun scrisorile, se aduc toate e-mailurile și tot ceea ce s-a scris, dar nu se primesc anonime. Ești membru, este în regulă. Și se analizează. Și apoi, în urma, se spune, până la data de puteți să scrieți, în data de anunțăm rezultatul. Și apoi am sintetizat care a fost rezultatul. Și sunt unii care nu scriu. Dacă n-au ceva împotrivă, nu vor scrie. Da, noi așa am zis să scrie cei care au împotrivă. Dar au scris și foarte mulți care... Nu, pentru că nu vreau să... A fost interesant asta și ne-a și încurajat. Nu vreau să se înțeleagă prin asta că dumneavoastră ați înlocuit votul public al adunării democratic cu un vot secret. De aceea vă întrebam vis-a-vis dacă toată lumea se exprimă sau nu se exprimă. Sunt puține. Da. Adică la sute rămâi cu... Să zicem 20. În mișcarea și... Da, în... dar le-am și atras atenția. Chiar când a fost prima dată validarea echipei întreagă și le-am atras atenția. Acestea sunt calificativele, nu ne judecați după altceva. Astea sunt calificativele. Noi suntem în știa și gândiți-vă că mâine s-ar putea să exercităm disciplina asupra unui membru care nu știu ce. Deci judecați bine, aveți curajul și scrieți. Dacă ar fi să vă întreb, rămânem tot la partea asta de guvernare, conducerea bisericii, am înțeles accentul pe un congregaționalism teocratic și nu democratic și ați făcut distinția indirect pe aceste două aspecte. Dacă ar fi să pun în relații cu alte biserici, cum se diferențiază Biserica Creștinul pe Evanghelie din România cu față de Biserica Presbiteriană? Care e diferența în problema aceasta a presbiterilor? Conducerea presbiteriană este altceva, e ierarhică, e cu totul altceva. Pentru că acolo este un număr de păstori, un număr egal de laici, aleși prin vot și aceștia sunt aleși la perioade de timp, de sub mandate. Ei, la rândul lor, aleg pe alții pentru organizarea la nivel regional și apoi la nivel național. Deci este altceva. Aici nu este vorba de diferența asta între clerici și laici, ci toți membrii sunt, asta e teocratic, pentru că Domnul Iisus Hristos este capul bisericii, lucrează, dar nu numai prin membrii Comitetului de Presbiteri și Diaconi, lucrează în fiecare membru în parte și Duhul Domnului lucrează și atunci trebuie să ții cont de fiecare în parte ca persoană. Deci absolut orice. Nu pe număr. Că așa pe număr, dacă ai destui adept și ești politician abil, reușești să ai voturi mai multe decât altul. Deci pus în relație conceptul de prezbiteri cu conceptul autonomiei bisericii locale, nu există un prezbiteriu, un organism de prezbiteri supra biserică locală care numește prezbiterii și acest lucru se întâmplă la nivel local și, dacă înțeleg bine, nu trebuie confundat modelul presbiterian al bisericii presbiteriane cu modelul cu prezbiteri sau care are prezbiteri în eclesiologie. Dumneavoastră vă diferențiați prin aceasta. Da, punem accentul pe Domnul Iisus, care este capul bisericii, conduce biserica și o conduce prin cuvântul său, prin Duhul Sfânt, în interiorul omului, în învățătura pe care o găsim și din cauza aceasta trebuie verificat pe criterii biblice. Duhul Sfânt, mântuire, biserică, ce alte aspecte? La biserică mai este o caracteristică, faptul că luăm masa Domnului în fiecare duminică. Este un loc central al mesei Domnului în închinare.
Deci face parte din periodicitatea aceasta săptămânală. Care ar fi argumentele pe care dumneavoastră le invocați atunci când susțineți că aceasta ar trebui să fie o practică obligatorie în fiecare duminică? Sau nu este neapărat obligatorie, dar locul central al mesei Domnului în închinare, aceasta se păstrează. A fost de la începuturi și se păstrează și astăzi. Sunt și biserici foarte puține care iau mai rar, dar regula este în fiecare duminică și avem niște pasaje biblice care arată că deja după o perioadă în biserica primară, de pe paginile Noului Testament, se vede o practică ca în fiecare zi, întâia săptămânii sau ziua Domnului, creștinii se adunau ca să frângă pâinea. Deci cina Domnului are loc central, comemorarea morții Domnului Iisus Hristos are un loc central în adunare, în întâlnirile adunării, ceea ce face ca întâlnirea să fie legată cu cina Domnului și cina Domnului să fie legată cu întâlnirea, și acest lucru nu are de-a face numai o luăm în fiecare duminică, ci are de-a face cu faptul că noi ne adunăm în jurul lui Hristos care a murit și comemorăm această moarte a Domnului Iisus Hristos, dacă am înțeles bine. Da, și celebrăm și învierea sa și avem ochii ațintiți către revenirea sa. Și acum putem trece la următoarea. Următoarea doctrină este escatologia. Escatologia, doctrina despre venirea Domnului Iisus Hristos și evenimentele vremurilor sfârșitului. Da. Ce e specific aici? Deci, creștind pe Evanghelie aici, sunt unitari, sunt premileniști, pretribulaționiști. Ce înseamnă asta pentru cei care nu știu termenii aceștia? Aceasta înseamnă că ceea ce scrie în Apocalipsa, capitolul 2, despre mileniu, faptul că va fi 1000 de ani în care Domnul Iisus va conduce lumea, va fi o împărăție mesianică de 1000 de ani milenară, aceasta se va întâmpla literal. Există trei școli, faptul că amilenismul nu este un mileniu literal, ci trebuie interpretat spiritualizat aici textul, fiind literatura apocaliptică și așa, este postmilenismul, adică sfârșitul istoriei până la revenirea Domnului Iisus Hristos va fi caracterizată de acele relații care sunt descrise în Biblie, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, despre împărăția mesianică. Prin propovăduire Evangheliei, omenirea va intra în acea epocă de aur pe care o numim mileniu. Și apoi vine Domnul Iisus Hristos. Aceasta este cea de-a treia, postmilenism. Noi suntem premileniști și spunem că biserica se găsește acum înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. El a promis că va veni și devenit va veni, pentru că promisiunea revenirii sale se găsește în 319 versete din Noul Testament, adică unul din 25 vorbește despre revenirea Domnului Iisus și El va reveni pe pământ și va instaura împărăția sa de 1000 de ani. Aceasta înseamnă premilenism. Dar am mai adăugat un termen, cel de pretribulaționism. Tribulația se referă la necazul cel mare, care este descris atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, chiar în cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și necazul acesta cel mare este de 7 ani și Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară în două etape. În prima etapă vine pe norii cerului și răpește biserica. Asupra pământului se dezlănțuie urgiile din Apocalipsa 6 la 18, necazul cel mare, timp de 7 ani. Iar la sfârșitul celor 7 ani, Domnul Iisus vine, etapa a doua, vine chiar pe pământ.
Și acolo el instaurează împărăția de 1000 de ani. Deci a doua venire este răpire și revenire pe pământ. Răpire în văzduh, revenire pe pământ. Despărțiți de 7 ani. Deci cam acesta acestea sunt elementele specifice în cadru escatologic. Dacă ar fi acum să aduc puțin lucrurile în dezbaterea actuală, unii privesc perioada de pandemie ca fiind perioada necazului cel mare. Sau sfârșitul lumii. Noi credem că vor mai fi 1007 ani. În ce sens? Literar sau... 1000 mileniu și 7 ani de necaz. Deci, dacă biserica este pe pământ, înseamnă că n-a început necazul cel mare. Deci toată pretenția unora că perioada aceasta e perioada necazului, dar totuși ei cred în răpirea bisericii înainte de necazul cel mare este nonsens într-un fel între afirmațiile acestea. Am vorbit despre Duhul Sfânt, despre mântuire, despre biserică, despre vremurile sfârșitului. Mai este vreo altă doctrină sau cam acestea ar fi? Acestea sunt domeniile mari. Legat de escatologie, dacă cineva, de exemplu, consideră că răpirea bisericii va avea loc în perioada de 7 ani, e mid tribulaționism, nu este o problemă, tot creștin pe Evanghelie. Dacă zice că va fi la sfârșit, vine răpirea pe nori și pentru biserică și pe pământ pentru națiunile pământului și pentru poporul evreu, și el tot creștin pe Evanghelie. Se numește post-tribulaționism. Deci nu suntem dogmatici aici ca pe domeniul acesta al escatologiei să facem rupturi între noi. Mai avem foarte puțin timp din emisiunea aceasta, dar aș vrea să mă întreb ce tendințe actuale observați în domeniul doctrinei creștinilor după Evanghelie? Există ceva tendințe de a face anumite modificări în afirmațiile doctrinale pe care deja le-ați enunțat? Nu aș spune că sunt modificări, este o cercetare mai aprofundată față de perioada anterioară și aceasta este legată de Institutul Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus din București și de asemenea de Centrul de Cercetare și Documentare Academică Timoteus din cadrul Institutului. Deci cumva aprofundarea acestui... Este aprofundare, se scrie mult mai mult, înainte a fost mai mult transmitere orală, dar acum se scrie mai mult și articole și cărți și cele de teologie. Există și o interacțiune cu lumea teologică exterioară. Chiar sunt cărți care au fost scrise și în limba engleză, astfel încât teologia românească să poată să fie cunoscută și de mișcarea fraților la nivel mondial. Deocamdată sunt mai puțin, a scris fratele meu Elisei Rus, am mai scris eu, dar deja se scrie mai mult și sunt și profesori, cadrele didactice de la Institutul Teologic Timoteus, scriu destul de mult articole și cărți, astfel încât este important că se aprofundează subiecte și se ajung să fie cunoscute și de teologi și de credincioși în general. Și mai mult decât atât, și absolvenți ai Institutului scriu, pornind de la lucrarea de licență sau articole pe care le scriu și apoi cărți pe care le publică. Deci, la noi, fiind un institut tânăr, nu avem 100 de ani, așa cum are Institutul Teologic Baptist, noi avem 27 de ani, fiind un institut tânăr, abia acum se dezvoltă și domeniul acesta al cercetării teologice.
Noi sperăm ca să rămânem la doctrinele fundamentale și linia fundamentală a mișcării fraților și să nu apară inovații. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile care din le-ați dat și în seara aceasta. Foarte important pentru cineva care dorește să înțeleagă ce înseamnă de fapt un creștin după Evanghelie în învățătură, pentru că adeseori aspectul popular ia locul afirmațiilor doctrinare consacrate și mulțumim mult pentru faptul că ne-ați adus aceste clarificări. Vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în slujirea pe care o faceți la Institutul Timoteo și în cadrul cultului creștin după Evanghelie. Vă mulțumesc pentru invitație. A fost și pentru mine important ca să putem să împărtășim câte ceva din preocupările pe care le au bisericile creștine pe Evanghelie din România. Vă mulțumesc. Mulțumim dumneavoastră celor care în seara aceasta ne-ați urmărit. Învățături importante, provocări pentru înțelegerea unor doctrine majore din Sfânta Scriptură. Sperăm că v-am fost de folos și în seara aceasta și că ceea ce am discutat aici, argumentat, va fi și pentru dumneavoastră un lucru important, folositor pentru învățătură și trăirea creștină. Vă doresc tuturor o seară bună!